Și vremea, așa cum spune Scriptura, să ne trezim în sfârșit din somn. Eu vă recunosc în această zi că am simțit-o de multe ori, e moleșala spirituală. Ești în adunare, ești credincios, trăiești o viață de pocăit, te mai rogi, mai citești din Biblie, dar n-ai nicio pasiune. O să spunem, frate, nu-i păcat să fii plictisit. Eu vă spun că e păcat, știți de ce? Pentru că plictiseala poate să ducă la moarte. Păi spune, cum adică plictiseala poate să ducă la moarte? Uitați-vă la Eutih. Noi de multe ori zicem, bă, lasă să vină în adunare, lasă, bine că vine, și eu zic la fel, că-s păstor. Dar știți că Eutih n-a căzut în lume, ci a căzut în adunare? Știți că Eutih a căzut într-un loc luminat și dacă îi să spiritualizăm până la capăt, acolo strălucea lumina cuvântului, cum cred că n-a strălucit niciodată în timpul vieții mele, pentru că predica apostolul Pavel, un strălucit om al lui Dumnezeu, și cu toate acestea, în locul luminat de prezența Evangheliei predicată de apostolul Pavel, totuși Eutih adoarme și spune Biblia că somnul duce până la urmă la moarte. S-ar putea totuși să vii la biserică, dar să fii lipsit de pasiune pentru Dumnezeu. Plictiseala poate să ducă la un moment dat la moarte, pentru că de multe ori cântăm, știi, mă gândesc la un moment superb și cu momentul acesta voi încheia. Un moment prezentat de Biblie în Luca, în capitolul 9, în versetul 32. Pe muntele schimbării la față, unde era Moise, unde era Ilie și era Iisus, erau acolo și trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan. Vă aduceți aminte? Și spune Biblia acolo în versetul 32, cum erau ucenicii? Era slava lui Dumnezeu acolo, iar ei erau îngreuiați de somn. Și Petru se trezește, cum se întâmplă câteodată când văd pe cineva că doarme în adunare, se trezește brusc. Îl văd pe Petru trezindu-se brusc și în versetul 33 vine cu o idee. Biblia zice, uitați-vă voi, că noi folosim câteodată versetul ăsta în sens pozitiv și am auzit pe mulți, fraților, să facem trei colibi. Când Petru a zis chestia asta, Biblia îl cataloguează așa, zice, nu știa ce spune. Noi zice, să facem și noi trei colibi. Zice Biblia, când Petru vine cu ideea asta, nu știa ce spune, era îngreuiat de somn, știți de ce zice Biblia că nu știa ce spune? Pentru că el acolo în prezența lui Dumnezeu se trezește, boimac, îl vede pe Moise, îl vede pe Ilie, îl vede pe Iisus, schimba la față toată slava lui Dumnezeu. Și ce idee are Petru? Doamne, ce-ar fi să dormiți și voi? Că noi așa bine dormeam aici. Și o să vă facem trei colibi. Una pentru Moise, una pentru Ilie, una pentru tine, Doamne, să poți să dormi. Că programul ăsta, că toată slava asta, că toată bucuria asta... Și știți ce interesant? E că tot pe Petru, Iacov și Ioan, acești celebri adormiți, îi alege Mântuitorul în grădina Ghețiman la final. Câteodată am senzația că Dumnezeu crede în noi mai mult decât credem noi. Dumnezeu ia pe aceiași trei și duce în grădina Ghețiman și le spune, vegheați împreună cu mine, încă un ceas. Și ce se întâmplă acolo? Mântuitorul vine din când în când ca să-i verifice și de fiecare dată îi găsește adormiți. Și de fiecare dată le spune, vegheați și rugați-vă, vegheați și rugați-vă, vegheați și rugați-vă. Dar ei făceau ce știau să facă mai bine. Au dormit pe muntele schimbării la față, dorm în grădina Ghețiman, dorm peste toți. Iar la final vine Mântuitorul și le spune ceva extrem de dureros. Zice, acum dormiți în pace, dormiți liniștiți. De câte ori venim aici? Așa cum spunea frumos păstorul dumneavoastră, aici e casa lui Dumnezeu. Mai zic o dată ca să conștientizeze toți, aici e casa lui Dumnezeu. În mod spiritual e prezent Iisus aici, noi știm că Dumnezeu e prezent peste tot, dar Iisus e prezent aici pentru că El a promis, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu prezent. Iar El vine prin cuvântul Lui și ne vizitează prin Duhul Sfânt și vrea să se atingă de noi încă o dată. Cum ne găsește El din punct de vedere spiritual? Cum ești frate și soră astăzi?
Dai senzația în exteriorul tău că ești plin de viață, dar în realitate ești departe cu viața ta de Dumnezeu. Te numești pocăit, dar în același timp trăiești în tot felul de păcate. Spui că ești copilul lui Dumnezeu, dar nu-ți place să te rogi și nu-ți place să postești. Pretinzi că l-ai pe Dumnezeu în viața ta, dar ești departe de Dumnezeu și Dumnezeu te vizitează, fie prin Duhul Sfânt și Dumnezeu te cercetează, fie prin cuvântul Evangheliei și spune încă o dată și încă o dată și încă o dată, omule, veghează și roagă-te. Iar tu ce faci? Noi ce facem? Știți care e durerea? Dacă ne va găsi până la sfârșit tot adormiți, vine o zi în care îți va spune acum poți dormi liniștit. Eu cred ceva, Dumnezeu e aici astăzi. Și vremea, așa cum spune Scriptura, să ne trezim în sfârșit din somn. Mulți dintre noi suntem obosiți, am obosit să postim, am obosit să ne rugăm. Parcă nu mai avem nicio pasiune pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Tu care altădată vizitai cu bucurie bolnavii, tu care altădată erai gata să slujești pe Dumnezeu cu toată puterea și cu toată pasiunea, tu care altădată ardeai ca o jertfă vie, plăcută, sfântă înaintea lui Dumnezeu, astăzi viața ta e aproape stinsă. Vreau să-ți dau o veste bună, Dumnezeu prin Duhul Sfânt e gata să înflăcăreze jertfa sufletului tău. În seara asta Dumnezeu prin Duhul Sfânt se atinge de tine și îți umple sufletul de bucurie și vei pleca din locul acesta cu sufletul plin de pasiunea prezenței lui Dumnezeu dacă ești gata să-i spui, Doamne, m-am săturat. Nu vreau să fiu încă un obosit din adunările acestea, Doamne, vreau să mă rog mai mult, vreau să postez mai mult, vreau să te slujesc mai mult, vreau să trăiesc o viață mai sfântă, vreau să te cunosc mai mult, Doamne, vreau să fiu mai aproape de Tine. Doamne, sunt atât de mulți dintre frații și surorile mele care au obosit, oameni care nu se mai pot ruga, oameni care vin la biserică și trăiesc din inerție și din obișnuință și parcă nu-i mai mișcă nimic. Și vin la biserică și toată viața lor de pocăință e doar o formă, dar viața lor lăuntrică o cunoști Tu, Doamne, atât de bine. Atinge-Te, Doamne, de noi în această zi prin Duhul Sfânt. Vreau să mă bucur de fața Ta, Doamne. O, Doamne, vreau să mă bucur de prezența Ta. Vreau, Doamne, ca să cunosc în România vremuri de trezire spirituală, așa cum am văzut când eram copil. Vreau să văd și astăzi oameni paralizați, ridicându-se pe picioarele lor în adunare. Pentru asta avem nevoie de puterea Ta, Doamne, nu de vorbele noastre. Cred că există putere în Evanghelie și cred că prin proclamarea Evangheliei mulți oameni se vor întoarce la Tine aici, în Timișoara și în toată România. Dar, Doamne, vrem să însoțești Evanghelia prin puterea Duhului Tău cel Sfânt.